Salut! Azi vreau să vă povestesc despre... hai mai întâi să vă spun despre ce e vorba. Și pe aia discutăm un pic. Discut un pic. Este vorba de un verset din Biblie, din Iacov 1 cu 2, de la 2, 3 și 4, care scrie așa: frații mei, să priviți cu o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Cam greu. Eu vă spun o părere a mea, nu mă interesează ce spun, adică n-am. Vă spun o părere a mea. Părerea mea e că nu pot să fie o bucurie pentru tine când ești în ceva grav. Deci, cum scrie aici în primul verset, frații mei, să priviți cu o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Nu știu cine se poate bucura când e rău. Adică când îi merge greu, când a pățit ceva. Uite, hai să vă spun eu, de exemplu. Am o întrebare așa: să mă bucur când mi se întâmplă ceva rău? Adică ne putem bucura când ni se întâmplă ceva rău? E foarte... mă depășește pe mine acest verset. Deci nu știu cine s-ar bucura când îi merge rău. Omul se bucură când îi merge bine, nu când îi merge rău. După aia ar fi, de exemplu, am avut un accident, vă știți bine, în august. N-am avut nicio bucurie de pe urma lui. Deci, sincer vă spun, n-am avut nicio bucurie. N-am avut nici ce lăuda. Cel puțin în primele zile, bine, mai pe la urmă v-am mulțumit Domnului că nu a fost mai rău. Dar... în primele zile nu a fost nimic ca de lăudat. Și de pe urma acestui accident, eu sufăr zilnic. Pentru că înainte mă mai puteam descurca singur, puteam face unele lucruri singur, acum nu le mai pot face. N-am nicio bucurie, deci nu pot să vă spun că aș fi o bucurie. Vai, mi s-a întâmplat un accident, vai, ce bucurie mare. Nu, deci nu, chiar nu înțeleg. Nu înțeleg sensul acestor cuvinte. Pentru că nu e nicio bucurie. Nu pot să mă bucur că mi s-a întâmplat un accident sau nu pot să mă bucur că mi s-a întâmplat ceva rău. N-ai ce... Na. Deci n-avem. Deci să vă întreb altceva. De exemplu, dacă un om sănătos, a fost un om sănătos, așa, s-a întâmplat un accident și a rămas la pat sau un cărucior, ce bucurie poți să aibă? Poate să bucure el? Nu cred că poate să bucure. Are ceva de lăudat? Poate el lăuda pe Domnul sau pe... Nu cred. Nu cred. Deci nu cred. De lăudat ar fi dacă, cum sunt eu acum în cărucior și nu pot face nimica, mâine sau astăzi să mă scol în picioare să pot umbla. Da, ar fi. Aș avea ce lăuda. Și numai eu, ar fi să-l laude toată lumea. Sau cel puțin cei care mă cunosc. Ar lăuda și ar slăvi pe Domnul. Dar așa, de la bine la rău, deci acum să fim, no, realiști, că nu putem. Apoi cei care predică ei, deci unul sănătos poate să predice lucrurile astea, că el habar nu are prin ce trecem noi, de exemplu, cei care suntem în cărucior. Sau mai rău, care sunt la pat. Sau paralizat, sau... Hai, Doamne, ferește! Câte cazuri nu sunt, câte cazuri nu cunosc. Deci de asta spun, frații mei, să priviți cu o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. N-avem nicio bucurie, nici nu poți să privești cu bucurie. Adică cum să... Deci că eu nu înțeleg versetul ăsta. Putem noi să ne bucurăm așa când trecem prin greutăți și prin rele. Deci eu vă spun, eu am stat 3 săptămâni, hai de capul meu, au fost niște
Dar n-am cuvinte să vă explic. Dar la unul care a fost sănătos până la, nu știu, o anumită vârstă și dintr-un accident a rămas la pat. Dai seama ce schimbare radicală așa dintr-una de... Cum să se bucure un om de ăla? Măcar eu cel puțin am fost învățat că, na, oricum, de când sunt tot în cărucior și cum sunt. Dar unul sănătos nu are cum să se bucure. Deci, aici, nu știu, poate nu, mă gândesc că poate nu e o traducere bună în Biblie, poate altceva rusă, na, dar și Cornelescu am înțeles că nu o traduce prea bine Biblia. În fine, da, n-avem cum să ne bucurăm. În versetul 3 spune, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Aici cu răbdarea, hai să zicem, e acceptabilă, pentru că trebuie să înveți să ai răbdare. Adică, practic, nu ai de ales. Că n-ai ce face. Dacă, de exemplu, îți spui la cineva, adă-mi o cană de apă și îți spune, ai răbdare, trebuie să ai răbdare, n-ai ce face. Ori ai răbdare, ori nu ai răbdare. Trebuie să aștepți. Sau alte lucruri. Deci, cu răbdarea e acceptabilă. Și versetul 4, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Aici chiar nu mai înțeleg. Deci răbdarea trebuie să facă desăvârșită lucrare. Care lucrare? Să nu te mai poți mișca, să nu mai poți... n-am înțeles. Pentru ca să fiți desăvârșiți. Nu e nimeni desăvârșit. Aici este prea greu pentru mine. Întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Întreg, ce mai poți să fii întreg? Când ajungi într-o situație de asta rea, ce mai e? Mai ești întreg? Nu mai ești întreg nici la... Nici psihic nu mai ești întreg. Vă dați seama, hai să vă spun altceva. De exemplu, un om sănătos, după cum am spus, dintr-un accident pică la pat. Ok, stă la cărucior. Și vine altul să-i spună cât e de bun Dumnezeu și cât... Îmi spune, mai crezi tu? Mai poți să creadă el cât e de bunătatea lui Dumnezeu? Unde e bunătatea? Că îți dai seama, în situația în care el nu vreau aici să... Nu știu ce, da? Sunt niște lucruri care nu se prea leagă. Aș spune eu. Da, nu poți să fii, să privești cu bucurie când să se întâmplă un acaz. Deci nu are cum. Aș vrea niște păreri, dacă puteți, m-aș bucura să vedem care dintre voi se poate bucura în acaz. Ok? Multă sănătate și Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Amin.